Memorandumul de cooperare între Comisia Economică Euroasiatică și Republica Moldova a fost semnat. Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am găsit! Aceasta este tema ediției de astăzi a emisiunii Reflector Analitic. Avantajele semnării acestuia vom încerca să le discutăm împreună cu Igor Volnitsky, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și cu Oleg Lipski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre! Domnule deputat, haideți să vedem. Pe parcursul zilei de ieri a fost semnat cu adevărat acest memorandum de cooperare. Vocile atât pro cât și contra nu s-au lăsat prea mult așteptate. Haideți să vedem până la urmă care sunt avantajele, dar și dezavantajele semnării acestui memorandum între Republica Moldova. Ca atare, dacă noi luăm noțiunea de memorandum, eu da. Special mi-am scos aici. Da, vă rugăm dacă chiar să ne spuneți. Da, este un document diplomatic cuprinzând expunerea faptelor sau argumentelor juridice care privesc relațiile dintre state și formează sau vor forma obiectul unor tratative sau altă variantă, expunerea chestiunilor care fac obiectul unor discuții diplomatice. Deci, da. Ca atare, acesta nu este un acord internațional, dar este, să zicem așa, un acord despre intenții și este un acord ce ține de poziția Moldovei ca observator pe lângă Uniunea Economică Euroasiatică. Deci nu e acord care necesită din partea Moldovei careva schimbări în legislație, ceva ratificare acestui acord. Deci ține doar de un acord, deci de un document care ne dă posibilitate să fim la curent ceea ce se petrece în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice. Domnule Volnitsky, cum trebuie privit acest memorandum? La rece, a lăsat deoparte emoțiile, fie pro-ruse sau pro-occidentale, și să vedem ce presupune el. Bine, eu am urmărit atent acele reacții la care v-ați referit și dumneavoastră, puțin mai înainte, care au urmat după semnarea memorandumului și eu zic că ele pot fi împărțite în două mari categorii. Prima categorie ține de aspectul legal. Foarte mulți au scos în prim plan și cred că domnul deputat anume la acest aspect a dorit să dea o întrebare. Aspectul legal, pentru că unii ziceau, își puneau întrebarea, va urma o ratificare în Parlament? Cum se va comporta o majoritate legislativă declarată pro-europeană vis-a-vis de un memorandum care de principiu nu coincide cu opinia majorității parlamentare. Alții deja ziceau că ar urma careva blocaje la nivel legislativ și domnul deputat aici a încercat, cred că, să introducă o claritate spunând ce e cu acest document, ce fel de tip de document este. Din alt punct de vedere, pe lângă marele bine reacții care pot fi încadrate în categoria de ordin legal, mai sunt și cele de ordin politic. Și eu cred că domnul președinte Dodon, anume de cele de ordin politic, s-a condus în primul rând. Să nu uităm că în campania electorală, dumnealui a promovat anumite mesaje care țineau de politica externă și care vizau vectorul extern de dezvoltare al țării pe filiera euroasiatică. Probabil domnul președinte a încercat undeva și prin această inițiativă a dumnealui și să-și onoreze promisiunile electorale, dar totodată și să dea un răspuns mult mai răspicat la evenimentele de săptămâna trecută. Ori săptămâna trecută a fost destul de importantă din punctul de vedere al integrării europene a Republicii Moldova. Știm acele întrevederi pe care premierul Filip le-a avut la Bruxelles, știm că a avut loc cea de-a treia reuniune a Consiliului de Asociere, știm despre acel document semnat de premier la Bruxelles, știm despre alte documente despre care s-a vorbit că ar urma în scurt timp să fie aprobate, în special agenda de integrare europeană, cum o numesc cei de la guvern. Și da, dar și declarația premierului pe marginea acestui eveniment ce urma să se desfășoare atunci s-a arătat destul de recent. Așa e, pentru că ceea ce a făcut domnul președinte Dodon, semnarea acestui memorandum, undeva venea parcă să știrbească din ceea ce a dorit să scoată în prim plan premierul Filip și întreaga echipă de guvernare. Și eu zic că atunci când vorbim despre acest memorandum, dincolo de aspectele de ordin economic pe care el le presupune, trebuie să distingem anume aceste două mari categorii, cea legală și cea politică. Și anume, eu cred că aceste categorii au deranjat cel mai mult și au și provocat reacția la care v-ați referit și dumneavoastră.
Domnule deputat, în contextul declarațiilor controversate, chiar prim-ministrul spunea că este o foaie care nu reprezintă niciun interes. În condițiile în care această foaie este nulă, ca să-l citesc pe premier, Republica Moldova, fiind o țară parlamentară, avea nevoie președintele țării de a avea acordul Parlamentului, Guvernului, de a ratifica un asemenea memorandum? Nu, Parlamentul nu o să deci nu e nevoie pentru ratificarea acestui memorandum de către Parlament și asta eu am spus mai sus odată, dar noi știm că în atribuțiile președintelui una din atribuțiile poartă tratative și ia parte la negocieri, încheie tratate internaționale în numele Republicii Moldova și le prezintă în modul și în termenul stabilit de lege spre ratificare. În cazul acesta noi vorbim de memorandum care nu necesită acest ratificare. Dar eu vreau altceva să subliniez. Deci, în punctul 4 acestui memorandum este descris. Deci, este scris că colaborarea în cadrul realizării prezentul memorandum, eu îmi cer scuze, eu citesc ca să nu fac greșeli. Schimb de experiență și informația asupra problemelor ce prezintă interes reciproc, desfășurarea consultării asupra domeniilor problematice și barierelor depistate în comerțul reciproc și asupra problemelor privind diminuarea și eliminarea acestor bariere. Și atunci, domnul prim-ministru, dacă vorbește că este nulă, cu nu avem asta nevoie de așa ceva, deci el e contra la aceea ca să fie depistate problemele, barierele în comerțul reciproc cu Uniunea Economică Euroasiatică? Eu pun întrebare, așa o întrebare. Eu nu cred. Poate n-a citit bine documentul, poate totuși sunt emoțiile, poate totuși este politicul despre care domnul Volnițchi a vorbit mai mult. Dar trebuie, cum ați spus dumneavoastră, la rece de studiat documentul și de văzut. Că în afară de plusuri, Moldova aici niciun minus nu este, fiindcă ea n-are nicio obligație, nici economică, nici politică. Aici nu descris așa ceva. Dar în același timp, acesta nu presupune, de fapt, integrarea țării noastre în Uniunea Euroasiatică. Aceasta nu presupune, dar este vorba că noi o să fim la curent ceea ce se petrece în Uniunea Economică Euroasiatică. Noi o să putem fi observatori. Este vorba de un grup de lucru care o să conlucreze ca să scoată aceste probleme în comerț între Republica Moldova și Uniune. Ceva rău aici nu poate fi. Și încă un moment, domnul președinte Dodon a spus că noi trebuie să găsim un echilibru. Un echilibru între vest și est. Noi nu putem să întoarcem cu spatele spre est și să facem că nu există așa ceva, că nu există estul. Noi am pierdut anul trecut în comerțul cu statele CSI 14% de export. Deci exportul a scăzut. Da, cineva poate spune că cu vestul s-a mărit cu 9%. A fost s-a mărit exportul când a apărut roada, când a apărut grâul, a apărut floarea soarelui, de atunci s-a început să crească exportul. Dar asta e bine, dar dacă roada o să fie rea, atunci ce o să fie? Deci noi trebuie să ne gândim la și la o direcție, și la alta. Noi doar trebuie să lucrăm ca în Moldova, în primul rând, aici, în țara noastră, să fie bine. Noi, dar se primește că noi ne gândim că cuiva sau să-i facem foarte bine cuiva, sau să-i facem cuiva foarte rău și în condițiile acestea, asta este o politică, nu o să ducă la nimic bun pentru țara noastră. Domnule Volnițchi, președintele țării spunea că trebuie să asigurăm o balanță în politica externă. Acest memorandum vine să redeschidă piața economică pentru Republica Moldova în raport cu țările CSI? Eu zic că noi în ultimul timp în genere asistăm la, nu știu dacă e corect acest termen, dar totuși el, în opinia mea, reflectă realitatea, la o împărțire a sferelor de influență în politica externă a Republicii Moldova. Și în calitate de exemplu vă voi aduce doar acele demersuri pe care le-au făcut autoritățile pro-europene de la Chișinău în raport cu astfel de organizație internațională care este CSI, spre exemplu. Știm că a avut loc o acțiune de, nu știu dacă diplomatic îmi pot permite, dar ca ziarist cred că pot folosi și termenul sabotaj. A fost totuși o acțiune cu un vădit caracter de sabotare a unei reuniuni pe linia CSI.
Cu alte cuvinte, guvernarea pro-europeană, declarată pro-europeană a Republicii Moldova, se retrage evident de pe filiera externă estică, concentrându-și toate eforturile pe cea vestică. În aceste condiții s-a format un gol în politica externă a țării și probabil președintele Dodon l-a intuit și încearcă să-l acopere. Și nu e vorba doar de președintele Dodon, e vorba și de filiera parlamentară pe care încearcă să o acopere domnul Lipski și colegii dumnealui. Ați văzut acea breșă care se formează după refuzul Parlamentului de a participa la reuniunea pe linia adunării parlamentare CSI, care a fost acoperită de către deputații socialiști. Prin urmare, lucrurile, în opinia mea, trebuie privite mult mai larg și mult mai complex. Dacă până acum se vorbea despre o lume politică bipolară în Republica Moldova, o lume politică care îl are la un pol pe președintele Dodon, iar la celălalt pe cei din majoritatea declarată pro-europeană, iată că acum vedem aceeași polarizare, aceeași constituire, extrapolare a lumii politice bipolare pe filiera externă. Și dacă anterior noi vorbeam despre împărțirea sferelor de influență, unii ziceau împărțirea sferelor de influență, deși eu cred că acesta este un proces care poate fi argumentat și justificat din mai multe puncte de vedere, nu doar din acest punct de vedere, iată că ceea ce vedeam în plan intern, în plan politic intern, acum vedem și în plan politic extern. Mie mi se pare, din punctul de vedere al sistemului lumii politice bipolare interne, mi se pare ceva logic. Nu mi se pare logic din punct de vedere al politicii de stat. Dar, mă rog, acesta e un alt aspect care nu cred că ține de competența mea, ci de a politicienilor care reprezintă puterea. Domnule deputat, spuneam ceva mai devreme despre părerile împărțite. Până la urmă, pe parcursul zilei de astăzi, spre exemplu, cineva și exprima punctul de vedere raportat la această temă, potrivit cărea acest memorandum ar fi fost semnat în pripă. Nu s-a prea consultat cu opinia publică, societatea civilă uneori, rămânând poate în afara esenței acestui memorandum. Dumneavoastră știu că sunteți săptămânal în teritoriu. Care e starea de lucruri? Da, noi discutăm mult cu oamenii și vreau să spun, în primul rând, oamenii vor să trăiască normal, bine. Și numai în caz, dacă o să trăim cu toți vecinii normal, noi o să avem și situația economică normală în țară. Din cauza asta, asigurând această balanță, domnul președinte Dodon, el duce țara spre bine. În situația și în fel și în ceea ce ține și de economie și ceea ce ține și de situația politică până la sfârșit. Fiindcă trebuie găsit acest echilibru, situația trebuie să vină la normalitate, la dezvoltarea țării economice. Dar nici într-un caz la ceea când noi. Deci o cifră vă dau care așa am memorizat-o din prezentările, una care arată ceva, cred că. Când volumul de import deci produselor agricole din Germania în Uniunea Economică Euroasiatică este de 4%, 44 sau 46, da, în jurul acestui principal. Din Moldova este 1%. Eu țin minte când în anii 2004-2005, dacă nu mă înșel, când era embargo cu vinul, da? Cine a împlut cu vinul piața rusă? Cine a împlut? Tot Europa a împlut-o. Și până la sfârșit, pe noi ne dau la o parte, noi trebuie să ne sfădim cu Rusia, dar ei, în momentul acesta, în spatele nostru, rezolvă problemele sale economice. Domnule Lipski, dar până la urmă, asistăm la crearea unui paradox. Pe de o parte, Republica Moldova, nu știu, tot vorbim, cel puțin la nivel conceptual, fiind țară agrară, ni se impun unele restricții la capitolul export, ținând și de calitate și de ambalaj și așa mai departe, nefiind prea prezenți pe piața europeană, ce spuneți dumneavoastră, ignorând cealaltă parte, țările CSI, asistăm la o stare economică destul de precară. Din cauza aceasta noi și avem 30% din buget din granturi și credite. Asta și este rezultatul ca atare. Noi la asta și ajungem. Dacă economia țării nu lucrează, ea este blocată artificial din punct de vedere politic, ca să nu fie exporturi în est, ca să nu fie comerț cu estul, deci se blochează. Asta ca pasărea aceea, știți, cu o aripă, doar nu poate zbura. Trebuie cu ambele aripe să die ca să zboare. Și noi trebuie așa să facem, să vedem din natură exemple, să luăm măcar. Dacă noi nu înțelegem din punct de vedere politicienii, nu pot să înțeleagă ce să facă în viața asta. Așa,
Până la sfârșit, noi nu putem să punem un gard în est, noi nu putem să blocăm din partea de est țara, dar noi mai avem și problema transnistriană, care tot e legată cu problemele, cu relațiile bune cu estul. Noi doar vrem să întregim țara. Până la sfârșit, noi doar vrem aceasta. Dar dacă noi să ducem așa o politică, cum este, ni se impune de majoritatea parlamentară, noi niciodată nu o să facem, nu o să ajungem la așa țel. Domnule Volnițchi, pe parcursul zilei de ieri s-a desfășurat și lucrările unui forum la care au participat aproximativ 250 de invitați. Noi ziariștii operăm cu aceste cifre. Haideți să medităm poate un pic asupra importanței acestui eveniment, reieșind din prismă politică. Bine, este evident că atunci când se iau decizii politice, trebuie să se ia în calcul și interesul economic. Ori noi am fost martori ai acelor decizii luate în plan politic începând cu 2003 încoace, care au lovit exporturile noastre și practic le-au pus pe brânci la acea perioadă. E vorba de produsele fitosanitare, e vorba de produsele din carne, vorba de produsele vinicole, vorba de legume, de fructe în special, care în acea perioadă toate au căzut sub un care e embargo. Și noi știm că toate acele decizii ale autorităților ruse au ținut într-un fel și de deciziile politice care s-au luat la Chișinău. Ca să nu mergem așa pe dibuite în continuare, putem spune direct, atunci toate acele probleme au pornit de la nesemnarea memorandumului COSAC, de la refuzul conducerii Republicii Moldova de la acea etapă de a semna în ultimul moment acel memorandum. A urmat o perioadă în care relațiile moldoruse s-au răcit evident și evident că acest lucru s-a expus și asupra activității de export a Republicii Moldova pe piețele estice. Anume atunci s-au pierdut foarte multe din piețele considerate tradiționale pentru produsele moldovenești. Și noi știți proverbul că deșteptul învață din greșelile altora, iar prostul din ale sale. Noi trebuie să fim acei deștepți ca să nu mai învățăm din propriile greșeli, deși uneori e cazul să învățăm și din propriile greșeli. Din acest punct de vedere, dacă privim lucrurile, este evident că politicienii, atunci când iau anumite decizii, trebuie să se conducă și de interesul agenților economici. Atunci când vorbim despre interesele economice și despre stabilitate politică, despre menținerea relațiilor bune atât cu vestul cât și cu estul, aceste lucruri reiese și din aspectul geopolitic? Este adevărat. Noi nu odată a fost invocată la nivelul conducerii țării teza că Republica Moldova trebuie să fie acel cap de pod care face conexiunea dintre est și vest, inclusiv din punct de vedere economic. Este o poziție care mie mi se pare logică dintr-un anumit punct de vedere. Ori se știe că țările mari fac politică mare, iar țările mici trebuie să facă politică deșteaptă. Sunt condamnate să facă politică deșteaptă dacă vor să reziste, să supraviețuiască. Ori Moldova este anume în astfel de situație. Din acest punct de vedere, evident că noi trebuie să revenim la teza capului de pod denunțată pe parcursul mai multor ani, dar care, din păcate, niciodată nu a fost acoperită prin acțiuni de ordin practic. Și aceasta, în opinia mea, este o mare greșeală. Da, domnule deputat, haideți să vedem, în condițiile în care a fost semnat acest memorandum, care sunt pașii următori ce urmează să fie întreprinși atât de guvernare pe de o parte și cât și de președintele țării? Vom asista la semnarea unor acorduri bilaterale pe plan economic? Deci, la următoarea ședință a șefilor de state a Uniunii Euroasiatice, economice euroasiatice, trebuie să fie dezbătută întrebarea despre primirea Republicii Moldova ca observator în Uniunea Economică Euroasiatică. Și eu cred că mai departe o să fie deja pași care, deci noi o să ajungem pe o platformă, să zicem, de unde deja ca observatori o să observăm și o să vedem unde trebuie să ne mișcăm, ce o să fie pentru noi mai convenabil, mai bun. Dar vreau să mă întorc puțin și ceva să spun mai, să zicem așa, mai un moment mai simplu.
Ieri am avut o conversație cu un primar din suburbie, un primar pro-european, dar da. Nu e problema în asta. El îmi spune, păi da, s-a semnat memorandumul, am încercat să-i explic situația, el spune, da, dar ce o să avem din asta? O să îmi deie bani? Care sunt avantajele, da? Păi eu spun, ia că tu ești contra, da? În același timp tu vrei ceva avantaje de acolo, dar cum dacă tu nu discuți cu partea de est, cum tu poți să ai de acolo avantaje? Deci asta și este memorandumul și este, să zicem, noi ne-am deja ne-am întors sau cum, în partea aceea și vrem să discutăm. Noi vrem să discutăm, noi vrem să fim auziți și din partea aceea ei tot vor să fie auziți și să discute cu noi. Fără discuții, fără conversații politice cu estul, noi nu facem nimic, fiindcă noi suntem nevoiți, cum a spus domnul președinte, că noi suntem într-așa o situație că alte variante decât să avem prieteni dintr-o parte și din alta, noi nu putem, pur și simplu. Moldova nu poate să existe dacă o să aibă dușmani dintr-o parte. Domnule Volnițchi, foarte frumos a spus domnul deputat Lipski la capitolul avantaje. Noi moldovenii, pe de o parte, suntem așa mai meditativi, dar pe de altă parte suntem foarte pragmatici. Ce voi avea eu din toată treaba asta? Haideți să vedem, Republica Moldova ce câștigă, și când zic lucrul ăsta, mă refer la, poate în primul rând, la sectorul agricol. Insist asupra acestui segment pentru că rămâne a fi vulnerabil. Am avut mai multe proiecte japoneze de reutilare tehnică și așa mai departe, dar până la urmă rezultatele se lasă a fi așteptate. Într-adevăr, noi aici cu agricultura avem o mică problemă. Pe de o parte suntem un stat agrar, dar pe de altă parte, deși logic ar fi să se aloce foarte mulți bani în agricultură, nu doar acele subvenții care periodic fac subiectul discuțiilor la guvern și la parlament, ci și altfel de ajutor. Și a modului în care sunt cheltuite. Da, așa e, că de obicei ele sunt însoțite de scandal. De obicei se zice că sunt distribuite pe criterii politice și așa mai departe, la noi până și agricultura, din câte putem judeca după unele declarații, se face, are la bază anume principii politice, ceea ce nu mi se pare corect. Eu, ca să răspund direct la întrebarea dumneavoastră, eu aș vrea să amintesc de un aspect foarte important. Recent, pe lângă președintele țării, a fost creat un consiliu economic, un consiliu al oamenilor de afaceri. Ceva mă face să cred că domnul Dodon s-a condus atunci când a luat decizia de a semna memorandumul respectiv, nu doar de motive de ordin politic, geopolitic, nu a reieșit doar din platforma sa electorală, ci probabil a avut și unele argumente pe care le-a furnizat acest consiliu. Nu știu dacă este lucrativ, dar probabil există oarecare conexiune și un schimb oarecare de informații. În opinia mea, pentru a scoate toate întrebările, pentru a răspunde la întrebările și la acuzațiile care se aduc, acum se impune ca președinția, sau nu atât președinția, cât acest Consiliu Economic să vină și cu o analiză economică ale efectelor pe care le va avea acest memorandum. De modul în care vor reuși să scoată în evidență aceste prevederi economice, potențialele avantaje economice, de acest mod depinde și percepția care s-ar putea crea ulterior în societate vis-a-vis de acest memorandum. Mie mi se pare că iată aici este acea verigă lipsă care probabil nu s-a luat în calcul la etapa inițială. Toți au pus în prim plan aspectul geopolitic, aspectul politic, oricare alt aspect legal, după cum vorbeam mai sus, dar iată aspectul economic undeva a dispărut din mesajul public, atât a celor care promovează respectivul memorandum, cât și a celor care îl critică. Și această verigă lipsă este anume Consiliul Economic de pe lângă președintele țării. Altfel, de ce mai trebuie el creat dacă în astfel de situații importante să nu vină cu o poziție oarecare care să elimine suspiciunile? Domnule deputat, probabil că și cetățenii la aceste întruniri despre care pomeneați un pic mai devreme, dar bănuiesc și telespectatorii noștri, își pun o întrebare. De ce ar fi cointeresat, de fapt, aceste țări, membrii CSI, însemnarea acestui memorandum cu noi? Prin ce este interesată, atractivă, dacă vreți, Republica Moldova, reieșind poate din ceea ce spunea domnul Volnițchi, din așezarea geopolitică? Știți, Uniunea Economică Euroasiatică, ea nu degeaba așa se numește, ea nu este o uniune politică, este pur economică. Și dacă țineți minte, domnul Nazarbayev deodată a pus așa un fundament, să zicem, economic și a spus noi lucrăm doar
în probleme economice, dar nu politice. Și dacă noi privind din punct de vedere economic, clar că fiecare grup de state sau un stat, el caută să aibă un comerț exterior cu alt stat, fiindcă asta duce până la sfârșit și la creșterea PIB-ului și la diversitatea economiei și la... Deci până la sfârșit la creșterea economiei țării și la creșterea bunăstării oamenilor. Asta este momentul acesta, dar noi trebuie să știm, ne se spune foarte mult de piața de 500 de milioane Uniunii Europene. Dar în partea aceasta noi avem 180 până la 200 de milioane. Tot avem, tot o piață destul de mare, tot să zicem bine, nu 200, dar 180 și ceva avem. Asta tot este o bucată, dar principalul, asta este piața noastră tradițională, unde noi... agenții noștri economici pot intra acolo, ei cunosc limba, lor, ei cunosc tradițiile încă rămase de atunci, este aceeași mentalitate până la sfârșit și asta trebuie să ajute la dezvoltare, la relațiile economice, la restabilirea, că noi suntem nevoiți acum să restabilim. Și dacă politicul o să, din partea majorității parlamentare, o să implice ca să împiedice acest proces, asta o să fie foarte rău, în primul rând, pentru agenții economici din țara noastră. Fiindcă ei, fiind o așa uniune mare de 180 de milioane și noi cu 3 milioane care am rămas, dar chiar și 2.800.000, da, dacă conform cinsământului, da. Și atunci cine are nevoie mai mult până la sfârșit? Ei? Din noi sau noi de piață aceea? Noi de piață, e că dacă noi luăm câteva cifre, doar în perioada 2014-2015, volumul cifrei schimbului nostru comercial reciproc s-a redus cu 45%, de la 1 miliard 420 milioane dolari până la 776 milioane dolari. În același timp, exportul moldovenesc pe piața rusească a scăzut cu 62%. Da, aceste cifre asta sunt noi, destul de relevante cine, în contextul cine, discuției. Cine dauna unde? Noi am suferit. În primul rând, economia noastră a suferit, producătorii noștri, exportatorii noștri. Și atunci, dacă noi chemăm să nu restabilim asta, dați-ne alte peți. De unde să găsească exportatorii noștri alte peți? Noi intrăm, să zicem, noi ne asociem cu Europa și căutăm piață în China, în India, în Bangladesh. Cineva a vorbit, nu de mult mi-a povestit, ia că două containere de mere am trimis în Bangladesh. Păi foarte bine, dar de ce nu în Uniunea Europeană? Păi acolo și cerințele mai severe. De ce doar două? Păi pentru... Atunci noi singuri ne-am înconjurat cu niște condiții. Ne-am autoizolat până la sfârșit și atunci care e ideea? Pentru ce noi am făcut asta? Pentru ce noi ne izolăm de piață unde noi suntem concurenți, unde noi putem intra cu marfa noastră? Dar noi pierdem 62% din piața asta. Dacă un capitalist din vest ar pierde, eu nu știu cu ce să termină viața lui, eu... Nu vreau să spun aici altceva. Domnule Volnițche, memorandumul versus acord de asociere. Da. Se bat cap în cap sau sunt lucruri compatibile? Eu, chiar înainte de a veni la emisiunea dumneavoastră, am finalizat lucrul asupra unui editorial de care îl voi publica mâine. Nu știu, cred că e o simplă coincidență, nu cred că... Dar eu acolo am atras atenția anume la aspectele astea și dacă noi până acum am vorbit despre aspect economic, aspect legal, aspect geopolitic, aspect politic, eu aș vrea să vă atrag atenția și la un alt aspect, percepția opiniei publice, modul în care un subiect este plasat pe agenda publică și cât de rapid reușește să capteze atenția, să devină subiectul numărul 1. Și în acel editorial de mâine, nu îi fac publicitate, da. Doamne ferește, pur și simplu încerc să fac o conexiune și deoarece am lucrat la material până a veni aici. Și în acel material eu pun o întrebare. Cum de s-a reușit în decurs de doar câteva ore, luni, după semnarea acelui memorandum, ca tema memorandumului să devină predominantă în spațiul politic autohton și mediatic. Și, da, sigur, da, pentru că aici politicul și mediaticul merg mână în mână, este absolut evident. Uitați-vă că premierul Filip,
a avut o săptămână foarte încărcată din punct de vedere al agendei sale europene. A fost la Luxemburg, a fost în Belgia, unde a avut întrevederi cu conducerea țării respective, a avut întrevederi cu mai mulți comisari și oficiali europeni, a avut întrevederi cu reprezentanți de nivel înalt ai NATO, a avut loc cea de trei reuniuni a Consiliului de Asociere și, nu în ultimul rând, tot săptămâna trecută a avut loc acea reuniune pe linia Guam, care iarăși e percepută ca o organizație mai mult așa de contrabalansare a CSI-ului, deci o putem numi și o organizație care convine factorilor de decizie europeni. Și iată că toate aceste subiecte care eu le-am menționat și scriu mâine în editorialul meu, au dispărut ca urmare, de parcă cineva ar fi dat cu o baghetă magică și toți au început să vorbească despre memorandum. Prin urmare, importanța acestui eveniment nu poate fi subestimată, de vreme ce la cel mai înalt nivel, prim-ministrul, președintele țării, principalele partide ale țării, cei mai cunoscuți analiști politici, blogeri, formatori de opinie, toți au început să vorbească despre acest subiect. E un subiect care a trezit un interes și nu contează că unii au criticat, că alții au zis da, nu știu dacă președintele Dodon a urmărit acest scop, dar a luat întâietatea în ceea ce ține de agenda publică, plasarea subiectelor politice, economice, geopolitice pe agenda publică. Să fi fost acesta un scop al dumnealui? Probabil, pentru că dumnealui este și un jucător politic și ia în calcul și aspectul mediatic și formarea agendei publice. Dar însăși faptul că la această temă își dau toți cu părerea, deja înseamnă că e un subiect important care trebuie tratat din toate punctele de vedere. Și anume acest paradox eu încerc să-l explic mâine în editorialul meu. Domnule Lipski, primele efecte politice, dar și economice, când vom începe să le culegem? Unii analiști politici fac referire la anul 2018 după alegerile parlamentare. Ar fi așa? Dar noi deja așa am cules câte ceva. Datorită negocierilor cu Rusia, care este membra Uniunii Economice Euroasiatice, deja migranții noștri care lucrează, oamenii care lucrează în Rusia, care au avut deportul din Rusia, deja sunt eliberați de răspundere pentru aceasta. În jur de 250.000 de oameni care stau în Rusia, care se temeau să iasă din țară, să vină acasă, ei deja li s-a rezolvat problema. Poate încă nu totul s-a rezolvat până la sfârșit, dar totuși ea s-a rezolvat. 17.000 jumate care nu puteau să intre la lucru în Rusia, tot problema s-a rezolvat deja. Deci asta este un efect. Clar că memorandum a venit după aceasta, dar până la sfârșit asta era un pas în cadrul acestui memorandum. Dar el era făcut cu o lună, cu două luni mai înainte de dânsul. Deci asta este vectorul care deja s-a întors și spre est, el deja aduce ceva pozitiv pentru țară, în primul rând pentru oameni simpli, care pot să se deplaseze la lucru, să se întoarcă de acolo la familie, iar să se ducă la lucru. Până la sfârșit, pentru asta și se face, ca omul simplu să poate să aibă de lucru, să aibă cu ce să hrănească familia sa. Clar că mai bine ca acești oameni să lucreze în țară, dar dacă noi o să ne conducem mai departe memorandum, deci observator, aceasta poate să aducă și la investiții în țară, care până la sfârșit o să formeze și locuri de muncă aici. Și ceea ce a întrebat primarul acela despre care am vorbit. Asta ar fi efectul, ca oamenii noștri să revină acasă, să lucreze aici în primul rând, că aceste uzine, fabrici, eu știu, întreprinderi la care lucrează acolo, clar și la construcție lucrează oamenii, să fie aduși aici, ca oamenii să rămână cu familiile, să-și educe copiii. Aici se poate dezvolta tema mult, dar cu asta până ce. Domnule Lipski, eu vreau să mai atingem un subiect, după asta vom afla și punctul de vedere a domnului Volnițchi. Noi vorbim adesea, și când zic noi, mă refer la breasla jurnalistică, de două extreme, estul și vestul. Până la urmă, ce facem cu piața chineză, piața altor state care sunt mari puteri ale lumii, dar am impresia că, și e punctul meu de vedere subiectiv aici, nu suntem prea prezenți acolo sub aspect economic. E așa sau nu? Poate fi o percepție greșită. Eu cred că așa este. Eu să cot așa este, dar în cadrul discuției acestea vreau să vă spun. Noi avem
problema transportului spre China, de exemplu, pe calea ferată, noi nu putem deja să intrăm în Kazahstan. De ce? Deci totul e legat, clar că e legat și cu probleme în Ucraina, dar e legat și cu relațiile noastre, cu Rusia, cu Kazahstanul, relațiile bilaterale chiar care sunt. Și clar că relațiile, dacă noi o să lucrăm în cadrul memorandumului, aceste relații bilaterale și cu același Kazahstan o să fie mai bune. Și noi o să putem tranzita Kazahstanul ca să ducem marfa noastră și spre China. Asta ne trebuie. Da, piața chineză e o piață enormă, o piață foarte mare, dar știți, eu mă tem că cu aceste restricții care noi am avut, cu scăderea exportului, să nu pierdem noi până la sfârșit agricultura cu totul și marfa aceea, dacă noi o să ne restricționăm, o să ne izolăm, noi până la China nu o să ajungem, dar piața care este aici la noi, la câteva sute de kilometri, noi putem să pierdem și nu o să avem de unde să dezvoltăm, să ajungem și până în China, și până în Bangladesh și la alte țări, cu produsele noastre agricole și produsele prelucrate agricole, conserve, eu știu, asta deja mai departe vedem ce o să fie. Deci asta este. Piața Uniunii Euroasiatice este și pasul celor care spre China și spre alte piețe de desfacere. Domnule Volnețchi, cred că nu este zi ca să nu procurăm ceva și atunci când citim țara de origine, fie că este China, făceam referire, sau de ce nu Turcia? Suntem, da, din curiozitate v-aș întreba, suntem noi prezenți pe piața acestor țări? Practic deloc și este explicabil de ce, chiar dacă în Republica Moldova forța de muncă este considerată relativ ieftină și unii dintre investitorii occidentali și chiar ruși sunt tentați să vină aici anume din acest considerent, totuși forța noastră de muncă este mai scumpă decât cea din Turcia și din China și este un lucru arhicunoscut, de aceea aceste două țări și produc în cantități atât de mari, în cantități enorme, încât au capacitatea de a inunda practic toate piețele, inclusiv și piețele unor țări atât de dezvoltate din punct de vedere economic cum este SUA. Eu nu odată am văzut oameni care rămâneau foarte mirați mergând, de exemplu, în SUA și procurând unele suvenire și la un moment dat citeau pe suvenirile cele made in China, în China și așa mai departe. Și iată că din acest punct de vedere, din punct de vedere al mărfurilor, noi cu ei nu prea putem concura. Haideți să vedem unde putem concura, ceea ce le putem furniza deja noi, pentru că ei, ceea ce ține de mărfuri, stau mult mai bine ca noi și invadează inclusiv și piața noastră ca și piața altor țări. La capitolul produse agroalimentare. Aici vroiam să ajungem. Da. Iată, este punctul nostru vulnerabil. Zilnic mergem la piețele agricole și luăm roșii importate din Turcia. A, da, așa este. E un paradox, iarăși revin la acest termen. Și eu aici, iarăși, cred că este rolul statului, ca să nu folosesc cuvântul, vina statului. În primul rând, se impune o subvenționare pe măsură, o susținere a producătorilor autohtoni, încât să-și poată permite să fie în condiții de concurență cât de cât acceptabilă cu producătorii din țări ca și Turcia. În al doilea statul rând, ar fi cazul să intervină și la politici de stabilire a prețurilor? Aici vroiam să ajung, nu știu dacă e cazul să vorbim de politici de stabilire a prețurilor, cât de altceva. În primul rând e vorba de taxe de salvgardare, taxe de protecție a pieței interne. Din păcate, noi nu prea folosim acest mecanism. Chiar în aceste zile am avut o discuție cu un producător care a investit într-o fabrică, într-un sat în raionul Creuleni, a investit bani enormi, ca să nu enunț suma, mi-a zis și suma. Și el îmi zice, uite, fabrica mea are capacitatea de a acoperi 3 piețe ca Republica Moldova, noi suntem unica fabrică de acest fel, dar zice, atunci când îmi planificam afacerea, era o taxă de protecție a pieței interne de 15%. Când mi-am pus fabrica pe picioare, taxa respectivă, miraculos, a dispărut. Vă dați seama de ce a dispărut, știți cum acționează demnitarii noștri. Și omul s-a pomenit total neprotejat, ăștia fac importuri enorme și așa e și cu produsele agroalimentare și cu multe alte produse. Ceea ce spuneați dumneavoastră despre prețuri e o problemă și ea nu este în stabilirea propriu-zisă a prețurilor, cât în lanțul valoric care duce la formarea prețurilor. Dacă ar fi un control strict al introducerii produsului din vamă până ajunge el pe raft, atunci ar fi o situație să se vadă care e prețul de achiziție, la ce etapă cât se adaugă. Și să vedeți că acel adaus comercial de 10%, care logic ar trebui să fie și în acest caz, mă rog, nu ar mai apărea probleme de genul celor invocate dintre voastre, el pe alocuri
Din 10% se transformă în 100, în 200%. Unde se duc acești bani? Dar acești bani care se duc în buzunarele cuiva sunt scoși din buzunarele consumatorului din Moldova, din buzunarele consumatorilor noștri. Domnule Lipske, la ce alte capitole în Republica Moldova ar putea fi competitiv în afară de cel agricol despre care am vorbit noi? Iată, memorandumul este semnat. Unde mai putem pune mari speranțe în aceste relații economice? Pe ce segmente? Știți, cu părere de rău, industria noastră este în situație, știți, deplorabilă. Ea a avut legături cândva strânse cu toată industria din Uniunea Sovietică și clar că când s-au rupt legăturile, până la sfârșit la asta și am ajuns. Dar există, mai există la noi niște companii care ceva și mai produc. Eu am fost la o companie, ca exemplu, care produce un detector, să zicem, pentru detectarea, pentru măsurarea temperaturii motorul avionului la distanță. Este un produs revoluționar până la urmă. Destul, da. Dar care e problema? Ei nu puteau să exporte, fiindcă este un produs de, cum să zic, dublă двойное назначение. Дубла дестинация. Дубла дестинация, да. Ши милитар, ши пентру экономия, если зачем платить фифу. Чивил, да? Да, ши чивил. Дичи, ин ситуация часто и ну подсо экспорте. Ши este necesar ca statul să ajute, ca statul să-i scălească niște acorduri, niște contracte în privința asta, să-i ajute să-i scălească așa contracte. Rolul statului este foarte mare. Deci asta este, să zicem, un moment. Există la noi uzina fostă vibroprobor. Ei fac contoare de gaz. Aceste contoare nu sunt pe piața Moldovei. De ce? Se importă contoare din alte țări. De ce nu este ajutat producătorul? Uzina, ca atare, este aproape nimicită, dar mai lucrează. Ei fac diferite poziții, diferite, să zicem, produse, care, nu, chiar da, și produse da, deja, au lucrat și pentru Statele Unite. Statul nu se uită la asta, dar atunci noi putem să, deci, se exporte materia primă agricolă, dar ea trebuie prelucrată, da? Câte uzine de conserve lucrează în țara noastră, din acelea, câte au rămas din acelea care au fost pe timpul sovietic? Câte? Eu știu, de exemplu, de uzina din Coșnița, care ca tare oprită, fiindcă statul nu a ajutat cât de cât ca să ridice puțin uzina aceasta, ca ea să poate tot să facă niște exporturi, să nu fie materie primă agricolă, dar să fie un produs deja prelucrat, să aibă un TVA, un adaos mai mare, pentru ca să fie și un preț mai mare și un venit până la sfârșit mai mare să fie. Deci, eu nu văd, până ce noi vedem doar care problemele economice care le rezolvă statul, asta câte credite trebuie să primim, câte granturi trebuie să primim și câte granturi și câte credite deja s-au valorificat, dar câte nu s-au primit, fiindcă n-am primit legea cu tare și cu tare, dar eu nu văd deloc ca statul să se ocupe de economie reală din țară, ca să iei, să zicem, un grup de industrial, să zicem, un grup de, să zicem, de producători, să fie ei ajutați să fie ca ei deja să exporte, să plătească impozite și ca să ajute pe alții și câte puțin noi să ridicăm ceva. Și industrie, dar nu numai agricultură. Regia ne spune că avem 2 minute la dispoziție. Domnule Volnițchi, noi ziariștii uneori operăm cu tot felul de figuri de stil atunci când este vorba de clasa politică, acțiuni și așa mai departe. Cineva zicea că conducerea statului poate fi asemănată cu o familie. Până la urmă, nu vi se pare straniu sau e ceva firesc, poate reformuleze întrebarea, atunci când soții în societate își exprimă puncte diametral opuse raportate la unele și aceleași probleme și când zic lucrul ăsta, indispensabil fac referire la președinție, guvern, parlament, pentru că am asistat chiar în această săptămână, dumneavoastră ați enumerat un șir de evenimente politice care până la urmă au fost salutate, au fost discutate având păreri diferite.
Dacă vă amintiți, recent am asistat la un eveniment inedit pentru Republica Moldova, un eveniment în cadrul căruia s-au așezat la aceeași masă de discuții primele trei persoane în stat, șeful statului, președintele, speakerul, președintele Parlamentului și șeful cabinetului de miniștri, premierul. Iată că acele discuții se zicea că chiar dacă nu au dat efectul scontat, sunt necesare pentru ca cei care reprezintă conducerea țării să vorbească în același limbaj, în special când e vorba despre probleme de o importanță vitală pentru țară. Întrebarea mea este, dacă au avut loc asemenea evenimente importante pentru politica externă a țării și cele cu participare premierului pe care le-am menționat și cel pe care l-am discutat în această emisiune cu participare premierului, cine i-a împiedicat să facă din nou o întrunire de acel fel, să facă un schimb de opinie? Eu înțeleg că sună cam utopic pentru că au viziuni diametral opuse în ceea ce ține de politica externă, dar totuși un schimb de opinie nu strică în astfel de situații. Totuși toți trei reprezintă o țară și guvernarea și președinția reprezintă statul Republica Moldova. Domnule Lipske, avem 30 secunde la dispoziție, o întrebare chiar care o insist să vă acord. Astăzi cabinetul de miniștri activează fără doi miniștri. Din anumite considerente. Spuneți-mi, vă rog, există climatul politic favorabil pentru a susține că în viitorul apropiat vom avea acești miniștri în fotoliu? Există un consens politic la acest capitol? Eu n-am auzit așa ceva. Și dacă e posibil să activăm, nu știu, ministrul Șalaru, dacă nu mă înșel memoria, deja vreo 3 luni, da? Nu mai e în funcție. Da, destul de mult. Dar domnul președinte Igor Dodon a spus că numai un profesionist, dacă vine acolo, numai un profesionist trebuie să vină. Și asta în mod normal, fiindcă dacă noi am avea profesioniști la guvernare, eu cred că momentele politice s-ar duce puțin la o parte. Legislația nu prevede un termen limită de interimat, să zic așa. În orice caz, problema o avem. Există. Problema există, fiindcă totuși trebuie să fie un ministru. Și asta e clar, că trebuie să fie ministru, interimat, dar ministru trebuie să fie. Și trebuie să activeze guvernul normal. Domnilor, invitație, vă mulțumesc pentru atenția pe care ați dat-o acestui subiect și ne-ați onorat cu prezența în studioul Reflector Analitic. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de Accent TV.